Len. Tu. Jos. Unde a fost tu? Și acum fie pe la nu știu. Sărumăniști, atât sărumăniști. Stoian, Stoian Iosas. Asta e pe care? Stoian, nu. Nu a fost pe celălalt număr pe să discutați pe articolul 12 și articolul 19 din legea numărul 115 pe 1999 republicată privind responsabilitatea ministerială, articolul 305 al neam 4 cod procedură penală și ale deciziei numărul 270 din 10 martie 2008 al Curții Constituționale, în vederea formulării cererii de efectuare a urmăririi penale față de Udreaga Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului și actual membru al Camerei Deputaților pentru săvârșirea 3 infracțiuni de luare de mită prevăzută de articolul 209 al neat 1 cod penal, raportat la articolul 6 din legea numărul 78 pe 2000, cu aplicarea articolului 5 cod penal și articolul 38 cod penal în perioada în care a avut calitate de ministru al dezvoltării regionale și turismului. Atașăm referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, care efectuează cercetări în cauză, precum și copii ale materialului probator din dosarul numărul 50/2014, cu privire la faptele descrise în cuprinsul referatului respectiv 5 volume. Volumul 1, 356 de file, volumul 2, 366 de file, volumul 3, 396 de file, volumul 4, 360 de file, volumul 5, 127 de file. O să vă rog cum să scrieți și raportul cu proiectul de hotărâre. Raport asupra scrisorii Procurorului General al Parchetului pentru Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție numărul 425/2015 referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale împotriva doamnei deputat Udrea Elena Gabriela. Termenul articolul 157 din Regulamentul Camerei Deputaților publicat cu modificările și completările ulterioare, biroul permanent a stabilit că această scrisoare, împreună cu documentele anexate, acestea să fie trimise spre examinare Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități pentru întocmirea raportului și a proiectului de hotărâre ce urmează a fi înaintat de plenului Camerei Deputaților. În temeiul dispus la articolul 109 al 2 din Constituția României Republicată și articolul 12 legea numărul 115 privind responsabilitatea ministerială, numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Conform articolul 156 din Regulamentul Camerei Deputaților Republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului. Membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități au analizat solicitarea Procurorului General al Parchetului pentru Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea cererii de începere a urmăririi penale a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela. La dezbaterile asupra solicitării Procurorului General de pe lângă Alta Curte de Casație și Justiție, numărul 425/2015, privind formularea cererii de începere a urmării penale și a doamnei deputată Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 de membri ai Comisiei. La dezbaterile din cadrul Comisiei Juridice a participat domnul Striblea Marius Sebastian, avocat, împuternicit de desfășoarea strânsului juridică și reprezentare în dosarul numărul 50, care a prezentat punctul de vedere al doamnei deputate. Rezultatul votului a fost următorul. 23 de voturi pentru formularea cererii de începere a urmării penale și 2 abțineri. Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități au hotărât să înainteze biroului permanent al Camerei Deputaților raportul Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități însoțit de proiectul de hotărâre solicitat. Deputat, aveți cuvântul, vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, iată, sunt din nou în fața dumneavoastră după doar 2 săptămâni.
În urmă cu fix două săptămâni, a votat 6 cereri împotriva mea. 3 de începere a urmăririi penale, 3 de arestare preventivă, din care una și cu reținere și arestare preventivă. Le-ați aprobat pe toată suma rota, noi nu ne opunem justiției. Am fost de acord mereu și am spus-o și atunci, în fața dumneavoastră, că justiția trebuie să funcționeze în cazul tuturor. În cazul unui demnitar, la fel ca în cazul unui simplu cetățean. Dar pentru aceasta era suficient să dați aviz doar cererilor de urmărire penală, pentru ca ancheta să se poată derula și în ceea ce mă privește. V-am vorbit atunci despre libertate, stat de drept, justiție, dar și despre nevoia de a exercita transparent puterea de către cei aleși de popor, nu în mod ocult, de către generalii serviciilor secrete. Temă definitorii pentru ceea ce înseamnă Parlamentul, instituția care garantează democrația în România. N-a contat, cum n-a contat nici excepționalul situației în care m-am aflat. Un deputat împotriva căruia s-au formulat mai puțin de 3 cereri de arest preventiv în decurs de doar 2 ore. Și 6 cereri în total, într-o cauză în care 10 de persoane implicate, foști prim-ministri, foști miniștri, actuali miniștri, înalți demnitari, funcționari ai statului, erau în libertate, ori nici măcar nu puteți să le chemați la audiere. N-a contat că era evident că eram ținta unei acțiuni precise, în care secrete trebuiau păstrate prin folosirea cătușelor împotriva mea. Celor mai mulți dintre dumneavoastră le-a fost teama. Teama de cei cu care mă lupt și care mâine ar putea să vă facă oricăreia dintre dumneavoastră la fel. Dacă îndrăzniți să vorbiți, ori dacă îndrăzniți să vă opuneți. Ați stat până la 1 noapte, așa ați votat, într-o disciplină nemai întâlnită aici. Apoi ați trimis în mijlocul nopții deciziile Parlamentului în monitor oficial pentru a fi publicate. În același timp, recent chiar, Parlamentul refuză să ia în discuție cazurile altor colegi, respinge solicitările procurorilor, ori întârzie cu lunile publicarea hotărârilor de avizare a începerii penale în monitor oficial. Stimați colegi, în urmă cu 2 săptămâni ați aprobat 3 cereri de arestare preventivă și una de reținere. În total, 7 capete de acuzare împotriva mea. La 2 săptămâni, iată că 2 dintre cereri de arestare au fost invalidate de judecătorii înaltei curți de casație și justiție. Prezentate, iar cea de-a treia, prezentată că fiind foarte urgentă, nici măcar nu a fost folosită. Din cele 7 capete de acuzare, ultimul complet de la Curtea Supremă a reținut doar unul pentru care a dispus măsura arestului la domiciliu. Asta dă, cred, măsura a 2 lucruri. În primul rând, este evident că sunt o țintă. Sunt vânată sistematic, iar faptul că mai există 2 cereri astăzi pe care dumneavoastră trebuie să le votați, reprezintă încă o dovadă în acest sens. În ritmul acesta o să ne vedem din 2 în 2 săptămâni până în 2016. 2. Multe dintre aceste acuzații sunt pur și simplu minciuni ale unora care încearcă să scape de propriile probleme cu legea, dând satisfacția anchetatorilor și făcând denunțuri. Cei care fac denunțuri pleacă acasă. Cei care nu fac acuzații la adresa mea stau în arest. Ați aprobat 6 cereri bazate exclusiv pe supoziții ale procurorilor, pe denunțuri și delațiuni fără niciun fel de probă. Stimați colegi, ca să înțelegeți ce votați acum, aflați că inclusiv cererea de arestare de astăzi se bazează pe denunțuri. Unul dintre ele chiar al prietenei mele, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții, care, acuzată fiind de luare de mită, a decis că poate rămâne în libertate dacă toarnă împotriva mea și a făcut-o. Dar nu oricum, ci încercând să pună presiune pentru ca și alți oameni din dosar să facă același lucru. Așa cum a arătat presa că s-a întâmplat. Pe baza acestor dovezi, normal ar fi fost ca DNA să retragă, să renunțe la noua cerere de arest preventiv în ceea ce mă privește. Dar uitați că nu s-a întâmplat. Avem dovada felul în care se ajunge la a fi acuzat un om sau chiar la a fi arestat. Poate că eu, ca și dumneavoastră, suntem ultimii care ar trebui să invocăm absurdul acestei situații. Pentru că noi suntem cei care am creat aceste legi. Codul de procedură penală și codul penal. Cele două încurajează delațiunile și alimentează forțări din partea procurorilor. Dacă eu, pe denunțuri, am putut să stau arestată preventiv o săptămână, același lucru poate să li se întâmple fiecăruia dintre dumneavoastră și oricărui român. De aceea, cred că noi avem obligația să corectăm aberațiile născute în aplicarea acestor coduri
și care afectează însuși actul de justiție. Dragi colegi, dosarul Gala Brute reprezintă dovada cea mai clară că separarea puterilor în stat nu mai funcționează. O putere dorind să cenzureze activitatea altei puteri, cea executivă, punând la îndoială calcul de oportunitatea lui guvern. Practic, firul roșu al acuzațiilor este opinia procurorilor că această gală nu trebuia să aibă loc. Iar încercarea permanentă a lor a fost a demonstra că ministrul de atunci, adică eu, am dorit ca Brută să boxeze în România. Da, mi-am dorit alături de guvernul de atunci, de mulți dintre dumneavoastră, alături de milioane de români. Dar vă întreb, este aceasta o vină pentru care ar trebui să fiu arestată? Premierul de astăzi și mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți la acel eveniment. În Parlament se făceau declarații politice și interpelări în care guvernul a criticat că Brute nu poate boxa acasă, în țara lui. Deci consensul politic de atunci asupra acestui eveniment este acum pus la îndoială de anchetatori. Iar eu vă întreb dacă acest lucru este normal, în aceeași cheie, dacă decideți finanțarea unei școli, a unei biserici sau unui drum, mâine procurorii DNA, vor putea pune la îndoială rațiunile care au stat în spatele acestei hotărâri. Reproșurile concrete care mi se aduc în dosar țin de activitatea departamentelor din minister, nu de activitatea ministrului. Nu există nimeni în această țară care să poată spune vreodată că eu, Elena Lup, am cerut cuiva să procedeze altfel decât cere legea, decât permite legea. Dragi colegi, îmi pare rău că îi dezamăgesc pe unul dintre dumneavoastră, chiar dacă e o metodă care pare să funcționeze. Nu mă voi da nici cu mir, nu voi citi nici acatiste, nu voi spune nici rugăciuni. N-ar fi corect față de mine și nici față de dumneavoastră. Și nici față de românii care ne privesc. Vreau să știți ce ați făcut cu votul dumneavoastră pe 9 februarie. Ați votat 3 cereri de arestare preventivă și o cerere de reținere. Pe 10 februarie am fost reținută, iar pe 11 februarie am fost arestată pentru 30 de zile. Am fost dus în arestul Poliției Capitale, verificată la sânge și dezbrăcată. Mi-au luat sutienul și am fost dus într-o cameră cu dimensiunea de 3x3 metri, în care erau 4 paturi, câte 2 suprapuse. Apă caldă, era doar dimineața și noaptea. Iar WC-ul era de tip turcesc, fără ușă, tot atânsă cu un duș pe care îl foloseam ca să tragem apa. Atunci când nimeni nu-l folosea, puneam un pet pe post de capac, ca nu cumva să vină șobolanii. Pereții erau scorojiți, geamul nu se închidea cum trebuie și era curent. Dacă te spălai pe cap, nu aveai acces la fân ca să te usuci. Ceea ce se dea șanse minim la o răceală, dacă nu cumva chiar la pneumonie sau meningită. Aș fi vrut să vin astăzi în cătușe în fața dumneavoastră. Să le puteți vedea, să le puteți atinge, ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă. Dragi colegi, nu vreau să vedeți această descriere a faptelor ca un reproș. Din contră, într-o anumită măsură vreau să vă mulțumesc. Mi-ați deschis ochii. Astfel am ajuns să cunosc două femei extraordinare, arestate preventiv la grămadă cu alte 10 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, ele lucrând la departamentul de contabilitate al unei firme implicate. Se află în arest preventiv de 2 luni fiecare și se luptă pentru viața lor, la propriu și la figurată. Nu sunt pericol pentru societate, nu au comis fapte abominabile, nu pot influența dosarul în care sunt implicate, nu au avut beneficii uriașe de pe urma presupuselor fapte de care sunt acuzate. Sunt oameni obișnuiți, despre care nu se scrie în presă și despre care se vorbește de câte rare ori aici, în Parlament. Stau cu lunile înainte de a se judeca acuzațiile care le sunt aduse. Nu au parte de judecată cu celeritate și nici de avocați bineplătiți. Procurorii cred că prin aceste măsuri le vor distruge emoțional și vor sfârși prin a recunoaște orice, poate chiar fapte necomise sau chiar prin a face denunțuri pentru a pleca acasă. De prea multe ori se apelează la măsura arestului preventiv, fără ca aceasta să impună. E o pârghie de forțare similară cu tortura și se apelează adesea la ea. Iar Parlamentul, sunt convinsă, nu știe care sunt efectele acestor arestări preventive, văzute ca mijloace de a ușura ancheta. Văzându-le pe acele femei acolo, vă spun toată responsabilitatea că trebuie să oprim ca arestarea preventivă, prevăzută inițial ca o măsură excepțională, să devină o practică, ceea ce poate afecta ideea de dreptate și buna desfășurare a actului de justiție. Dragi colegi, justiția pe care o clamăm cu atâta ipocrizie de multe ori are și această față pe care noi nu avem curaj să o recunoaștem.
S-a ajuns la actul de justiție să fie apanajul exclusiv al unei persoane sau al unei instituții. De aici derapajele și tentația exceselor. Iar pretextul folosit, anume că DNA-ul trebuie să reformeze clasa politică, este o mare minciună. Într-o țară de vinovați, cu o clasă politică deja considerată compromisă, este periculos pentru democrație și stat de drept să lași doar doi oameni să decidă cine să fie arestat și cine nu, cine trebuie să plece de pe scena politică și cine poate să rămână. Cei care reformează clasa politică trebuie să fie cetățenii prin votul lor. Justiția trebuie să funcționeze ea însăși cu respectarea legii și fără a se concentra pe rolul salvator al unei singure persoane sau al unei singure instituții. Doamnelor și domnilor, nu vă cer să votați într-un anumit fel, ci doar conștiinței dumneavoastră. Ceea ce cred că trebuie să facem este să începem să ne comportăm responsabil față de o țară care a ajuns paralizată prin ipocrizia noastră, a celor ce am fost aleși să o conducem. Faceți ce trebuie să facă Parlamentul. Legiferați. Oferiți oamenilor legi corecte, care să încurajeze dreptatea și adevărul, limitând abuzurile și excesele. Modificați codul penal și codul de procedură penală, astfel încât asemenea abuzuri, precum cele care se întâmplă în cazul meu, dar și mai mult, în cazul a zeci de mii de români, să nu mai fie posibile. Oricât ar încerca unii demagogi să convingă opinia publică de corectitudinea acestor practici judiciare să vorbească despre infailibilitatea anchetatorilor, 8 cereri de avizare către Parlament în doar 2 săptămâni, atâta cât s-au trimis în cazul meu, după ce atât de mulți ani nu s-a întâmplat nimic, arată că ceva nu este în regulă cu sistemul. Că el este dezechilibrat, pentru că e condus din umbră de oameni care se folosesc discreționar de putere. Nimeni nu a mai trecut în această vânătoare, așa cum mi se întâmplă mie. Nu e ceva normal și nici ceva sănătos pentru democrație, pentru statul de drept sau pentru justiție. Când îți pune astăzi bile în urne, vreau să vă gândiți că tot ceea ce se întâmplă constituie un precedent extrem de periculos. Doamnelor și domnilor, nu vă cer clemență și nici favoruri, nu vă cer nimic. Singurul lucru pe care cred că ar trebui să-l faceți este să gândiți dumneavoastră înșivă. Să lăsați la o parte stereotipurile și presiunile de orice fel. Să răspundeți unei singure întrebări. Este într-adevăr spre binele României ce se întâmplă? Și apoi să votați cu conștiința împăcată că ați făcut ce trebuie pentru această țară și pentru democrație. Atâta cât mai există ea astăzi în România. Vă mulțumesc! Dar grupurile politice parlamentare doresc. Nu? Mulțumesc foarte mult! Liderii grupurilor politice parlamentare o să rog frumos să facă propuneri pentru Comisia de Numărare și Validare a voturilor. Vedem mereu! Comisia va fi pentru oameni de vădut. Domnule președinte, propunem pe domnul deputat Boris Șișpan. Mulțumesc! PNL-ul. Iese. Băi, vedeți cu plăcă. M-ați pe ei. Băi, iese. Ce ai, ai schimbat legi? Boghicevici Claudia. Boris Șișpan, prezent. Borbei Laslo. Bordeianu Dan. Ștefan, prezent. Calimente Mihăiță, prezent. Caloianu Mario Ernest, prezent. Calută Florică Ică, prezent. Caracheu Costică, prezent. Cazan Mircea Vasile, prezent. Călin Ion, prezent. Căprar Dorel Gheorghe. Căprar Dorel Gheorghe. Să stau până să dă rezultatul. Ok, bine. Da, am auzit. Bucur Constantin Alin, prezent. Cătăniciu Steluța Custica, prezentă. Cernea Remus Florinel. Chebac Eugen, prezent. Cherecheș Florica, prezentă. Chiriță Dumitru, prezent. Chirteș Ioan Cristian, prezent. Chirvățuță Laurențiu, prezent. Chițoiu Daniel. Chițoiu Daniel. Cioată Cezar. Ciobanu Gheorghe, prezent.
Petrea Dorin Silviu, prezent. Petrescu Petre. Petrescu Petre. Ce prezentator e? Iorel. Acuver. Coc. Conta. Coc Octavian Marius, prezent. Popa Radu Mihai. Popa Radu Mihai. Popeangă Popescu Florin Aurelian. Popovici Alin, prezent. Raeschi Ovidiu Alexandru. Răducanu Ion, prezent. Rădulescu Cătălin Marian. Temeiul articolului 72.2 din Constituția României Republicat, articolul 24 din legea numărul 96/2006, privind statutul deputaților și al senatorilor republicane, și articolul 195 din hotărârea Camerei Deputaților numărul 8/1994, privind regulamentul Camerei Deputaților Republicane, cu modificările și completările ulterioare, prin acordare la prevederea articolului 202.2 din Codul de Procedură Penală, existând cazul prevăzut de articolul 223.2 din Codul de Procedură Penală, domnul Robert Marius Cazanciuc, ministrul Justiției, înaintea domnului Valeriu Fulonea, președintele Camerei Deputaților, solicitarea referitoare la cererea formulată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru încuvințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea. În conformitate cu prevederile articolului 24 din legea numărul 96 privind statutul deputaților și senatorilor, articolul 195.3 din regulamentul Camerei Deputaților Republicate, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Inițiativă au analizat solicitarea biroului permanent privind cererea ministrului Justiției domnul Robert Marius Cazanciuc, în ședința din data de 18 februarie 2015. Membrii Comisiei Juridice au luat cuvântul pentru a-și spune punctele de vedere. La dezbatere din cadrul Comisiei Juridice a participat domnul Striplea Marius Sebastian, avocat în potențial desfășurarea asistenței juridică. În data de 18 februarie 2015, conform listei de prezență, au fost prezenți 25 de deputați din numărul total de 26 de membri ai Comisiei. În urma numărării voturilor valabile exprimate, rezultatul votului a fost următorul. 16 voturi pentru încuvințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea, 4 voturi împotriva arestării preventive și 3 abțineri și 2 voturi nule. Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei au hotărât să înainteze plenului Camerei Deputaților raportul Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități însoțit de proiectul de hotărâre solicitat. Vă rog să-mi permite să dau citire hotărârii Camerei Deputaților. Articolul 1. Camera Deputaților încuvințează arestarea preventivă a doamnei deputată Elena Gabriela Udrea, dosarul numărul 50/2014 al parchetului de prelungire Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23.02.2015, cu respectarea prevederilor articolului 76.2 din Constituția României Republicată, semnează președintele Camerei Deputaților Valeriu Ștefan Sfurnea. Vreau să anunț poziția grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Parlamentarii Partidului Național Liberal vor vota la vedere în favoarea cererii de înființare a arestului preventiv. Îmi permit un singur comentariu. Cred că Elena Udrea este poate ultima persoană, după Traian Băsescu, evident, care ar fi putut să-și permită să invoce așa zisele abuzuri ale justiției. Ca să nu mai spun că Elena Udrea nu se află în arest preventiv în condițiile pe care mi le-a descris, ci este bine mersi acasă, în arest la domiciliu. Închei prin a spune că nu noi hotărâm dacă un parlamentar este sau nu este arestat preventiv, ci instanța judecătorească este cea care ia decizia. Ca atare, repet, la vedere, parlamentarii Partidului Național Liberal vor vota în favoarea cererii depuse de justiție. Înainte de a da cuvântul domnului Arpa, de procedură, domnul deputat Staciu. De procedură. Procedură, domnul Arpa, după aceea, domnul Staciu.
Vă rog frumos. Îmi cer scuze, am crezut că vreți să la dezbat. Domnul Stanciu pe procedură. După domnul deputat. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, nu vreau să intervin pe fondul problemei, numai că vreau să atrag atenția. Regulamentul Camerei Deputaților este lege pentru noi. Dacă ea prevede vot secret, votul la vedere este o încălcare flagrantă a legii. Atâta. Mulțumesc foarte mult, domnul deputat Angel Stanciu. Nu, pentru că la SMS nu mai greu. Vezi că liberalele nu și-au decis la parte. Sau știi ceva, sună-mă și dacă... Gitu? Distinse, domnule președinte, onorat prezidiu, stimate doamne și stimați domni deputați. Nu știu să zic un moment. Am ridicat problema și în grup acum două săptămâni și o ridic și aici, în fața dumneavoastră, chiar dacă trebuie să mă repet, după distinsul meu coleg Marco Arbat, dar dânsul are 2 ani înaintea mea, eu sunt în 92, eu sunt în 90. Am apucat multe dezbateri în această cameră sau în cea de la Metropolit. Inclusiv domnii liberali au cerut la un moment dat, și sper că nu mă înșel, și chiar pe Deu, să aducem cabine de vot, care s-au plasat aici. Și s-au votat în cabine de vot. Constituția ca atare prevede, distinse domnule Ludovic Orban, că votul nu este imperativ. Deci niciun partid sau conducere de partid nu poate impune în public, și nu asta ați impus public, cel puțin la această tribună, că onor distinși noastre colegi vor vota la vedere. Votul imperativ este nul. Ori ajungem să călcăm ceea ce spunea președintele Claus Iohannis la un populism care nu este numai ieftin, este neacceptat, ajungem la o electorală, cum spunea domnia sa de aici, care vrem să facem noi bine public. Regulamentul prevede mod desfășurarea votului secret. Deci cred că, domnule președinte, închei rugându-vă, odată, să nu mai vedem aici, în stânga și în dreapta, zeci de colegi, să stea deschiși în bancă, fiecare să se șește votul, să nu mai vedem aici, la masă, iar alt coleg care stă și notează cu liniuțe, ci să ne respectăm pe noi, respectând votul secret. Vreau să le amintesc, tinerilor liberali, am încheiat, domnule președinte, tinerilor liberali, că una din cauzele care a dus la pierderea puterii de Partidul Comunist a fost votul la vedere, că nu aveau nimic de ascuns. Și când i-a căutat, nu mai aveau nici minte în cap. Așa vor fi și ceilalți. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Două clarificări de răspuns, domnule deputat. Două clarificări. Stiți colegi, n-aș vrea să intervin, dar în mass media se va duce această idee pe care doamna deputată a ridicat-o și a transmis-o. Aici se votează începerea urmăririi, reținerea sau arestarea preventivă. Și după cum știți, după foarte mulți ani, în 2012, toată lumea a modificat statutul deputatului și senatorului și noi nu mai aducem în dezbatere și nu primim documente legate de cauză, ci de măsura începerii urmăririi penale, cu ridicarea imunității, de măsura arestului preventiv. Aș vrea să reamintesc că nimeni din această cameră nu o condamnă pe doamna deputat și nici nu votează și nici nu iau decizie în numele judecătorului, ci este o procedură stabilită pe Constituție pe care noi o respectăm. Aceasta este prima chestiune pe care vreau să o clarificăm și pentru noastră și pentru mass media. Parlamentul României nu ia decizii pe care trebuie să le facă justiția conform Constituției. Cea de-a doua chestiune extrem de importantă. Se împlinesc 3 ani de când monitorul oficial nu mai este în coordonarea Secretariatului General al Camerei Deputaților. Așa încât orice solicitare pe care noi o trimitem după votul final, sau atunci când votăm un proiect de hotărâre sau o lege sau o moțiune, se face către Guvernul României. 70% din solicitări se fac de urgență, de aceea monitorul oficial
are un caracter special și oamenii lucrează câteodată și în 23 schimburi. Astfel încât astfel de proceduri în care votăm până la 12 noaptea sau până la ora 1 și se trimit la monitor oficial sunt normale, nu numai când PSD-ul a fost la guvernare și are reședinția Camerei Deputaților și conducerea biroului permanent, dar și când PDL-ul a fost la guvernare și a avut reședinția Camerei Deputaților și conducerea biroului permanent. Deci este o chestiune extrem de importantă ca să nu existe un sentiment că există o diferențiere în abordare cu privire la ceea ce facem la Camera Deputaților. Cea de-a treia și nu în ultimul rând, ultima. Acele 6 solicitări au avut pentru prima dată o chestiune inedită. Reținerea și arestarea preventivă a unui parlamentar, alta decât cea care este stabilită prin Constituție și care stabilește o procedură în Constituție în care Ministrul Justiției sună președintele Camerei și îl informează în urma unui flagrant. De aceea am considerat oportun să le facem toate aceste chestiuni după consultarea cu factorii care iau decizia în Comisia Juridică și respectarea unor proceduri legale și constituționale. Nimic din ceea ce s-a întâmplat în acea săptămână nu a încălcat regulamentul și nu a fost făcut la limita legii stabilite prin regulamentul Camerei Deputaților. Am vrut să fac aceste clarificări astfel încât să ne este sentimentul că am făcut ceva rapid, pe picior, și toate deciziile au fost luate conform legii care ne guvernează pe noi, dar și a regulamentului, care ne obligă să le respectăm așa cum a stabilit Constituția. Vă mulțumesc foarte mult! Nu mai se dau cuvântul domnului deputator, v-am întrebat la replică, după care domnului lider de grup al grupului parlamentar PSD, domnul Nașu. În privința respectării secretului votului, m-aș bucura ca Partidul Social Democrat să fie consecvent în această atitudine pe care o exprimă unii dintre liderii săi astăzi și să nu fi controlat voturile la Senat, de exemplu, la alegerea judecătorului Curții Constituționale, în care toți senatorii puterii au votat sub un control riguros. Vreau să vă spun, în schimb, legat de secretul votului. Fiecare parlamentar are dreptul să voteze secret. În schimb, nu este obligat să voteze secret. Dacă fiecare dintre parlamentarii Partidului Național Liberal a luat decizia de a vota la vedere, este dreptul fiecărui parlamentar al Partidului Național Liberal. Și v-aș mai spune un lucru, dragii mei, că am văzut, de altfel, după cum s-a votat și în alte circumstanțe, ce este mai important? Să respectăm dreptul unora dintre noi de a vota secret sau să respectăm dreptul cetățeanului de a vedea ce parlamentar, cum votează și cine obstrucționează justiția și cine nu. Iar în cazul de față, vă mai spun și vă mai repet. Chiar dacă unii colegi au venit și mi-au atras atenția că pot să mă pun într-o situație față de Elena Udrea care să îmi pericliteze, să spun, poziția. Parlamentarii Partidului Național Liberal votează la vedere pentru încuvințarea arestului preventiv în cazul Elena Udrea. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș vrea să vă reamintesc că această decizie, această intervenție a avut-o domnul deputat Marco Narvat. Lumea s-a ridicat această problemă. Pe procedură, după care domnul deputat Marian Neșu. După care, pe procedură, domnul deputat. Domnule președinte, vă rog să verificați în regulament. Dumneavoastră aveți obligativitatea scris în regulament de a face ca votul secret să fie respectat. Vă rog să verificați. Deci, nu vreau să vă contrazic, că știu că așa este. Aveți această obligativitate dumneavoastră, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să vă spun că cel care votează la vedere la alegeri este închis. Pentru că este infracțiune. Care este diferența?
Aveți dreptate, domnul deputat Marian Neașu. Procedura pe care domnul Arpad a specificat-o este obligatorie și corectă. De aceea avem două urne, una albă și una neagră. Pilele se dau de către chestiul și decizia este aparține fiecare dintre parlamentari. Este un vot secret. Domnul deputat Neașu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am și eu de făcut câteva mici precizări din partea grupului nostru parlamentar. Noi, la grupul parlamentar, am discutat astăzi această temă și am discutat-o și cu celor Brilescu lunea trecută, când am votat de 6 ori la rând. E adevărat, din discuțiile noastre, n-a rezultat că există vreo obligativitate către unul dintre liderii partidului sau către unul dintre liderii grupului solicită deputaților din grupul Partidului Social Democrat să voteze la vedere. Dar, în schimb, noi am decis că vom vota în favoarea propunerii de arestare preventivă. Asta este votul, ăsta este votul care astăzi a fost explicitat în grup. Și așa vor vota parlamentarii Partidului Social Democrat. Dacă colegii noștri decid să voteze la vedere, să voteze pe ascuns, să voteze pe sumasă, e problema lor. Dar eu socotesc că ăsta nu este decât un joc ieftin de imagine, care, în opinia mea, într-un final le va aduce de servicii, nu servicii. Bun. Dobre Mircea Titus, prezent. Dobos Anton, prezent. Dobre Mircea Titus, prezent. Dobre Paul Victor, prezent. Dobrinescu Traian, prezent. Dolha Mircea, deplasare externă. Dolha Nichita Stelian, prezent. Dolineaschi Andrei, prezent. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra proiectului de hotărâre privind înființarea arestării preventive a doamnei deputat Mudra Elena Gabriela. Comisia de numărare și validare a voturilor, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu bile asupra proiectului de hotărâre privind înființarea arestării preventive a doamnei deputat Mudra Elena Gabriela, a constatat următoarele. Numărul total al deputaților 396. Numărul deputaților prezenți 325. Număr total de voturi exprimate 301. Număr de voturi anulate 13. Număr de voturi valabile exprimate 281. Din care voturi pentru 170, voturi contra 118. Potrivit articolului 76 aliniatul 2 din Constituția României Republicată și articolul 195 aliniatul 8 din Regulamentul Camerei Deputaților Republicat, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți. Având în vedere că din totalul de 396 de deputați au fost prezenți 325, din care 170 au votat pentru, se constată că a fost adoptată hotărârea privind înființarea arestării preventive a doamnei deputat Mudra Elena Gabriela.